Bună seara! Astăzi ne vedem în cadrul unei emisiuni care încearcă să dezbate subiecte de importanță pentru societate. Această primă emisiune este pe o tonalitate foarte simbolică, pentru că discutăm despre libertate de exprimare și libertate mass media în Republica Moldova. Și sigur, în sensul acesta, ar trebui să invităm o persoană de potrivă care este expert în acest domeniu, care a muncit în acest domeniu, este Petru Macovei, colegul din societatea civilă, dar este și o persoană foarte indicată în acest domeniu, să purtăm o discuție de substanță pe acest subiect. Eu numesc Sergei Ostaf. Subiectul acesta este unul important din mai multe puncte de vedere. Unul, pentru că există această ipoteză precum că unele măsuri legislative ar putea să deprotejeze Republica Moldova de anumite influențe din afară. Pe de altă parte, se vehiculează un alt subiect că unele măsuri legislative ar putea să creeze anumite, reformatări în ceea ce privește funcționarea mass media în Republica Moldova, dar și, important, reformatarea fluxurilor financiare. În emisiunea aceasta, pentru că s-a discutat foarte mult despre aceasta, am vrea să discutăm anume aceste două aspecte. Măsurile care sunt acum vehiculate în spațiu public și discutate în Parlament vor afecta sau nu pluralitatea mass media în Republica Moldova, în special vorbim despre audiovizual, și doi, dacă aceste măsuri vor reformata accesul la resursele financiare din publicitate și în ce măsură, cine va beneficia. Petru, eu știu că mai multe asociații din acest domeniu au expus punctul său de vedere în spațiu public și a fost o poziție care a fost luată în considerație de foarte mulți politicieni. Și totuși, dacă să vorbim despre importanța acestei măsuri de a proteja spațiul autohton, există această problemă în general sau este una înflată, este una mai degrabă mimată? Care este opinia ta? Nu, sigur că există această problemă și noi o simțim în fiecare seară atunci când ne uităm la televizor. Așa s-a întâmplat din istoricești, ca să zic, sau din obișnuință, mulți cetățeni moldoveni sunt conectați la realitățile mediatice sau a ceea ce transmit televiziunile din Federația Rusă retransmise în Republica Moldova, mai puțin la televiziunile din România, care sunt și ele retransmise. Și pentru că suntem conectați la această realitate, deci în fiecare zi suntem victimele a informației, victimele în sensul bun și în sensul prost al cuvântului. Ce pot eu să constat ca om de media este că noi suntem tocmai victime care, în sensul prost al acestui cuvânt, deoarece informația care este prezentată în fiecare seară la buletinile de știri de la principalele posturi de televiziune rusești retransmise în Republica Moldova, ele nu prezintă un jurnalism în sensul clasic al acestui cuvânt. Este în cel mai bun caz ceva care ține de agitație sau de propagandă, cum alții spun. Eu cred că este vorba de o propagandă. De ce? Pentru că mesajul care se transmite, se inoculează telespectatorilor prin acele reportaje, unele din ele, între paranteze fiind vorba, făcute cu utilizarea unor trucuri nepermise în jurnalismul profesionist și au fost, pot să vă dau numeroase cazuri pentru că am și monitorizat televiziunile rusești, spuneam că când vezi aceste reportaje, îți dai seama că ele sunt făcute cu scopul de a propaga niște idei, de a fi un suport informațional în războiul fizic pe care îl poartă Federația Rusă cu niște cu agenții săi sau cine sunt militari sau non-militari sau voluntari care luptă în unele regiuni din estul Ucrainei și în general informația care este prezentată despre ce se întâmplă în lume, în ansamblu, nu doar în Ucraina, reprezintă efectiv doar opinia Kremlinului și viziunea sa a lumii și niciodată, dar cu siguranță, nu au fost cazuri când asemenea materiale ar fi fost echilibrate prin prezentarea unor opinii diferite. Și din punctul ăsta de vedere, Problema există. Noi, cu dumneavoastră, ca cetățeni moldoveni, am simțit-o imediat după semnarea, sau chiar înainte de semnarea de către Moldova, acordului de asociere cu Uniunea Europeană, după această, sau imediat după acest summitul de la Vilnius, s-au întâmplat și acele interdicții de a exporta produse din Republica Moldova, care au fost tot timpul acompaniate de transmiterea unor mesaje prin intermediul posturilor de televiziune rusești,
posturi care au transmis mereu ideea că guvernarea care a semnat acel acord nu reprezintă interesele poporului, că Uniunea Europeană oricum ne va păcăli. Vă aduceți aminte acel reportaj în iunie, am impresia, în data de 29 iunie, într-o emisiune Văscresne Vreme, de la Speții la Pierwszy Canal, au difuzat un reportaj intitulat Traianski coni și chiar era un calul troian acolo și era vorba despre semnarea de către Georgia, Ucraina și Moldova a acordului de asociere. S-a inoculat foarte clar telespectatorilor că oricum, ca și în mitul cu calul lui Traian sau acea legendă, oricum ne vor păcăli europenii și până la urmă o să se inocula că probabil că vom avea de suferit. Vreau aici să întreb dacă putem să definim 3 sau 4 paterne cele mai reprezentative, ce ar însemna propagandă. Pentru că am aud foarte mult în culoare, dar și discutând cu alte persoane, că sunt în linii mari 3 sau 4 paterne de manipulare. În primul rând, atunci când se vorbește un neadevăr în fluxul de știri, se prezintă o informație eronată sau se prezintă o informație tendențioasă atunci când este adus un singur punct de vedere și cealaltă parte nu este prezentată. Asta e un aspect. Al doilea aspect, atunci când se utilizează diverse tehnici de influență, cum ar fi emotive, ulterior se consolidează această stare emotivă predispusă pentru a prelua anumite informații cu informații eronate. Dar lumea mai spune că, de fapt, nu doar știrile și informațiile analitice pot reprezenta propagandă, dar, de exemplu, anumite filme ar putea să cultive anumite stereotipuri sau prejudecăți. Care este opinia noastră? Care sunt cele mai importante paterne de propagandă? Eu cred, Sergio, că mai curând aș opta. Sigur că elemente din fiecare criterii pe care le-ai enunțat acum, ele reprezintă într-un fel, definesc propaganda. Eu însă sunt mai, pentru mine, ca om de media, cred că sunt mai aproape criteriile pe care le-ai spus atunci când ai vorbit despre faptul că trebuie, că de obicei în materialele care reprezintă propaganda sunt utilizate un amalgam de informare cu dezinformare, încercarea de a afecta pe oamenii emoțional, deseori sunt utilizate falsuri care sunt retractate sau să ne aducem aminte situația cu acel copil care ar fi fost răstignit, care a reprezentat culmea propagandei până la urmă, pentru că era un fals pe care ei l-au erijat emotiv în așa fel încât i-au afectat emotiv și afectiv pe foarte mulți telespectatori. În același timp, în modul clasic al înțelegerii a ceea ce este propaganda, sigur că putem defini ca fiind propagandă mesajele care cheamă direct la ură, ori, în aceste cazuri, indirect, noi asistăm la chemări la ură interetnică între poporul rus și poporul ucrainean. Aceste încercări de a retracta istoria, de a spune niște lucruri neadevărate din trecutul comun pe care l-au rușii cu ucrainienii, reprezintă un element al propagandei. În același timp, asistența informațională pe care o oferă posturile de televiziune din Federația Rusă, războiului efectiv, fratricid, care are loc în aceste regiuni, tot este un element al războiului informațional și tocmai că într-un război informațional, în cazul dat, televiziunile rusești sunt elemente de propagandă. Dar, ok, asta am înțeles. Dar totuși există, chiar am discutat zilele acestea cu o persoană care spune că chiar și în proiectul cel de lege despre care o să discutăm imediat acum, figurează doar noțiunea aceasta de programe informaționale, analitice, de știri și așa mai departe. Dar lipsește un element important în opinia acestei persoane care spune că și anumite filme create în special acum, după 2001, 2003, 2004, au un amprentă puternică de inoculare a unei viziuni vis-a-vis de trecut sau de prezent. Și nu doar informațiile analitice, dar și programe de tipul ăsta, chiar și cu tentă educativă, dar care, într-adevăr, cum ai spus, cultivă. S-ar putea chiar noi să mergem mult în urma trenului, pentru că și în emisiunile de divertisment, cum ar fi Căvăân, de exemplu, sau alte emisiuni de divertisment foarte apreciate de cetățenii din tot spațiul ex-sovietic, inclusiv de țările baltice sau din alte țări, sunt transmise unde și unde niște mesaje din astea subliminale care urmăresc același scop. Noi acum
cu toții și suntem îngrijorați și vrem să oprim cel puțin știrile și emisiunile informative analitice care transmit cel mai multe lucruri neadevărate, care manipulează opinia publică și o dezinformează, însă s-ar putea ca la următoarea etapă să ne pomenim în situația în care, prin filme, așa cum spui, pentru că dacă ai reținut în Ucraina, de exemplu, chiar și unele filme despre măreția armatei sovietice, care tot inoculează un anumit stereotip în gândire. Până la urmă, sărbătoarea așa zisă de 23 februarie, ziua apărătorului patriei în Republica Moldova, ea este sărbătorită ca la ea acasă, cu toate că avem 3 septembrie, ziua Armatei Naționale, cu toate că de 20 ceva de ani nu mai suntem parte a acelui imperiu, cu toate că oamenii care au făcut cândva Armata Sovietică, ei nu mai unii dintre ei sunt deja ajuns în vârstă de maturitate și nu mai comportă un asemenea festivism această sărbătoare, una peste alta. La noi există persoane care marchează această dată, și la televiziunile din Federația Rusă sunt transmise cu această ocazie și cu alte ocazii sărbători, concerte la care vin vedete, și asta înseamnă divertisment, iar oamenii cumva se simt asociați sau conectați la aceste realități și își atribuie. Omului este specific să își atribuie niște valori pe care el, volens, nolens, le vede în fiecare zi. Ori noi, fiind conectați la acest spațiu informațional rusesc, noi, unii dintre noi, sigur că nu trebuie să generalizăm, dar mulți cetățeni moldoveni, până la urmă, gândesc exact în parametrii în care gândesc cei care au realizat aceste emisiuni sau cei pe care realizatorii acestor emisiuni încearcă să-i cloneze. Este, dacă vreți, o încercare de a clona specimene umane care să gândească exact așa cum a planificat. Pentru că atunci este ușor de manipulat, atunci este ușor de influențat. Carne de tun pe care o poți folosi exact cum vrei, fie în alegeri, și noi am avut exemple și rezultatele alegerilor și alegerilor parlamentare și alegerilor Bașcanului Autonomiei Găgăuze. Să ne aducem aminte, Chișinău împânzit cu fotografii cu Dodon, Greceanu și Putin. Până la urmă, și există unii specialiști în comunicare care spun că această, imagistic vorbind, această fotografie a influențat foarte mult procesul de vot, pentru că există la noi, iarăși ca un efect advers al acestor manipulări informaționale, pentru că dacă te uiți la o televiziune din Federația Rusă, dar și nu vorbește Putin 20 de minute acolo, pe diferite subiecte, marele Putin soluționează orice problemă, pornind de la, nu știu, probleme importante de stat, securitate internațională. Și eliberează un tigru din Siberia, fiindcă prinsă capcană. Da, și ajută păsările să se înmulțească sau ce mai face acolo. Da. Deci este un cult al personalității care este transmis prin noile tehnologii, pentru că nu doar televiziunile și internetul este împânzit de aceste mesaje. Și tocmai pentru faptul că oamenii îl percep, și sondajele, apropo, dacă ți-aduce aminte ultimul sondaj sau unul din ultimele sondaje de opinie publică, 70%. Îl arătau pe Putin ca pe omul pe care moldovenii îl văd cel mai bun conducător al țării noastre. Și pentru că oamenii au, iată, încredere în Putin, marele conducător care soluționează toate problemele existente, cât ai zice pește, oamenii, cei care au încercat cumva să intre în aura lui Putin, aureola aceasta lui Putin și cum a fost cercul îngust al favoriților lui Putin, iată că ei au fost și ei creditați. Aceeași tactică a utilizat-o și Irina Vlah de la Comrat și a câștigat acest scrutin. Irina Vlah, care anterior a luat foarte puține voturi ale votanților. Într-adevăr, când a participat la ultimele alegeri, a fost a doua sau a treia, într-adevăr, și a ieșit învingător alte persoane. Nici n-a ieșit în al doilea tur. Da, deci n-a ieșit în era, cred că, a treia sau a patra. Exact. În același timp, și a mers exact pe aceeași schemă. Fotografii cu Narâșkin, cu Matvienko, cu cine vrei. Cineva chiar îmi spunea că politicienii din Federația Rusă au început să câștige bani din asta, pentru că vin diferiți aventurieri din tot spațiul post-sovietic,
nu vreau să speculez, dar am auzit că pe asta se plătesc 10.000 de dolari pentru o fotografie cu o persoană publică importantă, influentă din Federația Rusă, pe care ulterior o poți folosi în scopuri de manipulare, deci deja în patria ta sau în regiunea care te interesează. Irina Vlah a mers tot timpul pe această... A înțeles că asta este o găselniță, de fapt, pentru un polițian care își dorește să fie ales, mai ales fiind vorba de autonomie găgăuză, pentru care, iarăși, cu suportul Federației Ruse, datorită sau din cauza, în ceea ce ne privește miopiei și a lipsei totale de viziune și de perspicacitate a structurilor centrale ale Republicii Moldova, ale serviciilor secrete, ale Ministerului de Interne, tuturor structurilor, pentru că orice lege este încălcată, guvernarea centrală de la Chișinău se face cu moarte în popșoi ca să nu cumva să trezească anumite spirite acolo și să certe, vezi, Doamne, cu un polițian local. Și pentru că asta a continuat foarte multă vreme, avem situația foarte urâtă și proastă pe care o avem acolo, găgăuzii se simt, dacă vreți, ruși și chiar se discută acum că s-ar putea transforma Comratul și autonomia găgăuză într-un fel de forpost, dacă vrei. Sper că aceasta nu se întâmplă. Sper să nu se întâmple, pentru că este, în opinia mea, este vorba doar de un cerc de politicieni care încearcă să câștige, să aibă profituri cât mai mari de la, în acest moment, de la Federația Rusă, și dar dacă cumva s-ar ivi ocazia, iar ei s-ar redirecționa foarte ușor către Turcia, de exemplu, sau către Chișinău, dacă Chișinău le va propune, dacă vor avea politicienii din Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova o ofertă atractivă, viziune clară și o soluție care să asigure acest lucru. Eu sunt absolut de acord cu tine că problema există și ea este conturată acum. Noi am încercat chiar și ai reușit să cuantifici foarte bine dimensiunile acestei probleme. Acest proiect de lege încearcă să ofere o soluție. Eu aș vrea acum, într-adevăr, să intrăm în substanța acestei soluții, să vedem cât ea este de adecvată pentru condițiile publice Moldova, pentru că, într-adevăr, există o problemă în sensul în care noi am vorbit, dar există și alte probleme, adică piața audiovizuală în Republica Moldova este limitată, există anumiți actori cu capacitate dominantă, există și concentrarea audiovizuală în Republica Moldova, există și o problemă în ceea ce privește transparența utilizării resurselor financiare, dar și piața publicitară este una foarte restrânsă, cu atunci când unele cartele de presă, să spunem așa, au acces preferențial. Deci zona aceasta este ca și cum unele date a problemei, ecuației care trebuie să fie rezolvate. Hai să încercăm în a doua jumătate să vedem concret dacă soluția aceasta care este oferită este una adecvată pentru viziunea noastră normală, este să existe un pluralism politic, presa să fie independentă, să nu există cartelizarea aceasta sau concentrarea presii și a resurselor financiare. Haideți să vedem în ce măsură această normă facilitează sau afectează sau este ca să o constrânge această soluție. Și la sfârșit să încercăm să căutăm, poate că există o soluție alternativă la ceea ce propun guvernanțe. Acum avem o scurtă pauză de reclamă și revenim în câteva minute. Am revenit de la pauză, discutăm astăzi cu Petru Macovei. Petru este una din persoanele de referință în acest domeniu, care înțelege foarte bine ce se întâmplă în această zonă. Anume din cauza aceasta am vrut să-l provoc să discutăm subiectul de cartelizarea presii și lipsa de pluralismul adevărat în piața mass media Republica Moldova și, doi, în ce măsură, de fapt, fluxurile financiare contribuie și fortifică această cartelizare a mass media și în ce măsură, de fapt, această situație sau aceste probleme vor influența pozitiv sau negativ această măsură care este propusă, ceea ce am discutat în prima parte a emisiunii. Petru, hai să vedem, într-adevăr, eu am făcut o scurtă cercetare pe resursele sau sursele media disponibile sau publice vis-a-vis de organizarea presiei în Republica Moldova și constat, într-adevăr, că există o anumită cartelizare, eu numesc așa, ceilalți vorbesc despre concentrarea mass media, există mai multe posturi de televiziune care
sunt în legătură directă din perspectiva proprietarului, așa, Prime, Plus, Canal, Publica și celelalte, există un alt cartel, să spunem așa, dacă putem vorbi, RTR, N4, RUTV, există un alt, și există încă câteva cartele de, să spunem așa, aceste cartele, probabil că există și o anumită legătură între fluxurile financiare pe care ăștia încasează pentru a-și menține și pentru a promova grila sa de programe. Și înțeleg că există și aceste companii care gestionează fluxurile din adică comerciale și redistribuie sursele acestei financiare în funcție de cartelizarea mass media. Acest construct, prima întrebare, foarte importantă. Acest construct, aceste aranjamente care există pe piață, industria mediatică în Republica Moldova, este, acest construct este unul sănătos, este caracteristic unor realități din Uniunea Europeană, din, nu știu, din alte țări, este un construct sănătos sau este, de fapt, un rudimentar care vine din ceea ce am moștenit din spațiul post-sovietic. Este situația similară și în Ucraina, în Federația Rusă, în România. Care este structura per ansamblu în alte țări? Aparent, nu este nimic antidemocratic în tot ceea ce se întâmplă, mm-hmm. pentru că fiecare post de televiziune este liber să încheie un contract prin care să delege unei agenții de publicitate să strângă pentru acest post reclamă, să-l reprezinte în relația cu companiile comerciale care își doresc să plaseze reclamă sau alt gen de produs. Și ceea ce se întâmplă, cum spuneam, la o prima vedere nu este nimic ieșit din comun în acest lucru, se mai întâmplă și la alte case și în Europa inclusiv, unele televiziuni lucrează cu o singură companie și această companie o reprezintă în același timp. Ceea ce ne deosebește pe noi de alte țări este că aceste agenții de publicitate, ele sunt într-un fel închise și lucrează exclusiv cu anumite posturi. Corespunzător, bun, cazul cel mai cunoscut e vorba de Casa Media, care înghite aproape jumătate din tot fluxul de publicitate, din toți banii existenți în Republica Moldova pe piața publicitară și direcționează exclusiv spre posturile de televiziune, anumite posturi de televiziune controlate de oligarhul Plahotniuc, pentru că și Casa Media este, conform unor surse, pentru că nu avem transparența proprietății, nu putem spune asta 100%, dar cred că se poate afirma cu foarte mare doză de adevăr că este agenția de publicitate deținută de același personaj. Și atunci să deții astfel, proprietarul deține întreaga construcție. Deci sunt aceste posturi de televiziune, există agenția de publicitate care aduce banii pentru aceste posturi de televiziune, corespunzător, cercul, ciclul s-a închis, totul este controlabil și măsurabil, întotdeauna poți avea evidența la banii care au venit și așa mai departe. După aceeași schemă funcționează și alte posturi, cele mai importante, nu toate. Mm-hmm. La modul ideal, sigur că ar trebui ca agențiile de publicitate să poată încheia contracte pentru orice tip de media, după cum își dorește furnizorul de reclamă. La noi lucrul ăsta se întâmplă, însă nu cu casele de publicitate despre care vorbim, ci cu alte agenții care nu sunt importante ca bani, pentru că adevărații bani, adevăratele averi se fac prin intermediul acestor case de publicitate. Și tocmai că este foarte important, când vorbim în general despre dezvoltarea audiovizuală din Moldova, să punem la punct un mecanism de demonopolizare nu doar a pieții, dar și a pieții de publicitate, pentru Așa. Că ea e determinantă pentru că ele sunt integrate pe orizontală, interconectate, da. Și nu putem să discutăm, deci nu, oricum nu vom avea niciun efect exact. Dacă nu vor fi sparte aceste monopoluri. Cum anume se poate face lucrul ăsta, mi este greu să spun acum, dar am impresia că acest lucru s-ar putea întâmpla doar prin niște măsuri restrictive pe care le-ar putea aplica Consiliul Concurenței. Noi, acest Consiliu Concurenței este o structură moartă în Republica Moldova, din păcate, intervine când și când și mai bagă câte o amendă de 1 milion sau alte câteva milioane pe niște sărmani agenții economici, sărmani nu în sensul că sunt săraci, dar în sensul că nu au protecție, pentru că acest Consiliu a Concurenței niciodată nu a aplicat
măsuri punitive pe MOL Telecom, de exemplu, sau nu mi-aduc aminte, da, că a fost totuși. Da, fiind prestator dominant sau, pe anumită zonă, da. Pentru cei care au poziții dominante pe piață, sau ori asta e scopul lor. Eu apropo, în sensul acesta, chiar am făcut o scurtă cercetare pe activitatea Consiliului de Concurență din România, pentru că am vrut să iau ceva ce este aproape de noi. În Ucraina nu există, există o agenție monopol, dar este foarte slabă. Ei au, cel puțin în România, 4 sau 5 dosare pe comportamentul neloial a unor actori din industria mass media care au o poziție dominantă, pentru că de fapt asta sancționează. Atunci când este un actor dominant, nu faptul că este un actor dominant, dar când se uzează de capacitatea sa, de postura sa de dominanță, influențează ceilalți actori. Și în sensul integrării pe orizontală între, de exemplu, o companie de publicitate și prestator de servicii media de conținut, aceasta ar putea să fie văzută în sensul acesta ca unul din elementele care cad sub incidența acestui. Ca un element al concurenței neloiale. Exact. O concurență neloială se pedepsește prin lege. Consiliul Concurenței este cel care este structura, entitatea care trebuie să lucreze într-o societate sănătoasă, și noi nu suntem nici pe aproape de acest ideal. Ziceam, într-o societate sănătoasă, Consiliul Concurenței, structuri cum sunt CCA, Consiliul Audiovizualului, și Comisia Națională de Integritate plus Centrul Anticorupție sunt cele care dirigează lucrurile. Nu guvernul, nu parlamentul, dar structurile care prin lege sunt abilitate, agențiile care sunt abilitate să facă ordine în casa. Este foarte interesant, acest lucru, dar știi, mai există încă un element. Ceilalți actori pe piață audiovizuală ar trebui să sesizeze Consiliul Concurenței. Și în lipsa acestor sesizări, de exemplu, eu ca consumator, ca persoana care face parte din audiență, nu poate sesizeze o situație de abuz a poziției dominante sau un comportament neloial, anticoncurențial din partea cuiva. Deci celelalte posturi de televiziune ar trebui să îndrăznească și să facă această plângere. Și ulterior, doar Consiliul poate să sesizeze și să ia în examinare acest subiect. Eu cunosc, Sergiu, experiența presei scrise, pentru că ziarele tot erau multe din ele hotărâte să acționeze la Consiliul Concurenței, întreprinderea de stat Poșta Moldovei, care chiar dacă nu este un monopolist de iure, este unul de facto și are un comportament de strict monopolist. Eu sunt șeful, tu ești subalternul, faci ce vrei sau te duci în altă parte. Însă procedura este atât de complicată de sesizarea Consiliului Concurenței și sarcina probațiunii este atât de grea în situația asta. De fapt, eu când am văzut modalitatea de aplicare a unei sesizări la Consiliul Concurenței, am tras concluzia că Consiliul Concurenței vrea ca eu, cel care sesizează, să fac toată munca lor, să le pun pe tavă și ei să-i adopte decizia să amendeze. Deci lucrul este total greșit. Din punctul meu de vedere ar trebui să fie foarte mult simplificat. Dar ca să revenim la întrebarea ta, că ai pus întrebarea ce fac ceilalți radiodifuzori, haideți să vedem, Sergiu, cine sunt ceilalți, pentru că majoritatea absolută a radiodifuzorilor sunt sau încorporați în niște trusturi mediatice controlate și influențate politic, sau au interesul lor, pentru că haideți să luăm o post de televiziune apreciată în Republica Moldova, cum este ProTV Chișinău, de exemplu. Post de televiziune care în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2014 a avut cel mai bun corect comportament de echidistantă în raport cu diferiți actori politici și concurenți electorali. În același timp, postul de televiziune ProTV Chișinău este foarte vulnerabil și a fost unul din cei care a reacționat cel mai bolnăvicios la această inițiativă legislativă. De ce? Pentru că ei nu au suficient produs autohton. Ei de 15 ani sunt pe piață, însă produc doar buletine de știri și o emisiune de dezbatere în profunzime o dată în săptămână. Și această prevedere pe care insistă foarte mult acum Partidul Democrat, și anume prevederea ca de a menține în codul audiovizualului obligațiunea ca fiecare radiodifuzor să aibă cel puțin 8 ore de produs autohton în intervalul de la ora 6 până la 24, am impresia, deci fără noaptea. Exact. Din aceste 6, din aceste 8, 6 să fie în prime time și din acestea 6, 5 să fie în limba română. Deci sunt niște condiții pe care ProTV-ul acum nu le poate îndeplini. Dar de ce nu ar putea să îndeplinească? Spre exemplu, luăm un caz foarte concret, ProTV sau un alt post de televiziune. De ce nu ar putea să se conformeze? Pentru că nu are suficiente surse financiare ca să producă un produs autohton, fie că au surse financiare suficiente,
însă mai degrabă doresc să promoveze un conținut din afara Republicii Moldova. De ce? Nu doar ProTV, dar și alte posturi televiziune. Eu nici într-un caz nu vreau să, da. să creez impresia că protejez sau încerc nu, plătesc cauza ProTV-ului. Încerc să înțeleg chestia asta. Eu, din contra, cred că la prestația lor și la fluxul de publicitate pe care ei l-au, ei ar trebui să facă resurse. Mult mai mult produs autohton. Și faptul că nu pot sau nu fac acest lucru mă duce la ideea că ei nu doresc să facă. Este mult mai ușor să... Nu vreau să utilizez cuvântul parazitez pe un brand străin, dar în realitate asta se întâmplă. Fie posturile moldovenești, Prime, sau TV7, care parazitează pe brandul corespunzător Первый канал sau NTV, așa și în cazul ăsta. ProTV Chișinău, de fapt, vine și parazitează pe produsul ProTV București. Ar trebui să facă mai mult produs autohton. Însă, aici există un aspect de care trebuie să se țină cont. Până acum, legislația nu a fost atât de restrictivă. Mi se pare incorrect să-i obligi în acest moment, peste noapte, să facă să facă față acestei rigori. Din acest punct de vedere, în dezbaterile publice, care sper că vor fi, pentru că așa au promis politicienii după ce s-au speriat când am făcut scandalul și tamtamul, și presa ne-a susținut și a fost foarte bine, societatea civilă a lucrat împreună și a obținut această mică victorie. Deci noi vom insista pe ideea ca aceste rigori să fie aplicate gradual, etapizat, pentru ca să le permitem radiodifuzorilor să le dăm o perioadă de timp confortabilă pentru acomodare. Ei ca să dezvolte. Da, da. Și are dreptate Kirill Lucinski, proprietarul la TV7 și deputat pe LDM, a fost președinte al comisiei, care spune că da, în țara noastră nu sunt dezvoltate casele de producție. Haideți să le dezvoltăm. Iată, pentru dezvoltarea caselor de producție, eu m-aș fi bucurat dacă deputații ar fi propus odată cu aceste amendamente și niște facilități pentru casele de producție, ca să poată să se poată dezvolta mai mult produs autohton și ulterior să-l vândă, că dacă e scris produs autohton sau produs propriu, asta nu înseamnă că trebuie să-l produci în televiziunea ta. Sigur, sigur. Îl cumperi și îl pui. Apropo, cât costă să produci un program? De exemplu, un program, care sunt estimările tale? Cât de mult costă aceasta? Că lumea să înțeleagă. Într-adevăr, este o barieră economică pentru a face mai multe produse autohtone? Sau este un interes al acționarilor pentru a maximaliza veniturile lor financiare? Sunt programe și programe. Hai să spunem, un program de o oră în fiecare zi, cât ar costa? În linie foarte mare. Iarăși, depinde de efectele pe care le utilizezi, depinde de invitați, depinde de o mulțime de lucruri. Un formal de dezbatere. În Republica Moldova, un asemenea program ar putea să coste de la 15.000 de euro în sus. Așa. Dar în același timp avem show-uri de gen România au talent show-urile rusești care costă milioane de euro. Sigur, d'acord, nu luăm aceste programe, asta este de fapt un lux care poate să permite foarte puțin. Dar un program educativ pentru un public mai larg, cam în linii mari, ar fi un preț de tipul acesta? 15-20.000 de euro, cred, pe un program. Ok, deci nu este un preț, asta pe lună? Pentru un program. Pentru un program, ce ar însemna aceasta? Pentru o perioadă de lună de activitate? Pentru o producție. Deci un singur produs, am înțeles. Da. Deci totuși nu este o sumă mică, deci este una importantă. Acum depinde, iarăși îți spun, pentru că poți să faci o emisiune cu o singură cameră. Exact. Și să-ți vină cineva, un voluntar să facă. Dar dacă eu vorbesc însă de produs calitativ, care să asigure și o regie ca lumea, exact. Niște lumini puse ca lumea și un sunet bun și invitați de calitate care costă. Deci pentru un program de 6 ore, hai să spunem așa, trebuie 15 mulțit la 6. Hai să spunem în linii foarte mari. Eu cred că e mai puțin s-ar putea să fie. Într-adevăr, sunt costurile administrative care pot fi comasate. Deci mulțim la 5 sau la 6 și am putea să avem cam în linii foarte mari cât e costă să faci 6 ore de producție autohtonă. În sensul acesta, tu crezi în experiența sau poate cunoști finanțarea unui post de televiziune, în ce proporție este? De exemplu, televiziunea națională finanțează, cred că, 10-15% din vânzarea publicității și restul este din bugetul de stat. Deci 100 de milioane, 110 milioane, care vreo 15-20 milioane este din activitățile comerciale, publicitatea comercială și restul este din sursele proprii. Care este structura veniturilor la un alt post de televiziune? În ce proporție este investiția proprietarului și venituri generate din publicitate? În lege foarte mare. Pot doar să presupun, pentru că noi aici avem o mare problemă care tot ține de transparența investițiilor în media. Lipsesc rapoarte cumva? Nu doar asta, pentru că în Georgia, de exemplu,
proprietarii trebuie să depună nu doar declarația, care au fost anunțate, obligați să o depună, să sperăm că vă vor depune. Da. Nu știu când, pentru că CCA nu a elaborat încă modelul declarației, trebuia să o facă. Dar ar trebui să existe transparența surselor care se investesc în media, pentru că există în alte țări, n-am auzit să existe și la noi experiența, dar se investesc bani care vin din vânzarea armamentului în produs, exact, în produs mediatic și lucrul ăsta este absolut ilegal. Din câte îmi dau seama, iarăși depinde de televiziune. Televiziunile care înghit foarte mulți bani. Hai să luăm, de exemplu, Prime, da? Care este o televiziune pe o frecvență națională, care înghite cei mai mulți bani din publicitate în Republica Moldova, care are cele mai scumpe oferte produse, de prețuri, da? Cel mai scump price list existent în Republica Moldova și în alegeri chiar a ajuns la sume astronomice pentru piața noastră de 4, 5 până la 6 mii de euro pentru un minut de publicitate. Și aici tot este o mare problemă despre care poate o să vorbim, pentru că ei au mărit prețul de publicitate nu în campania din 2014, ceva mai devreme, și tot a fost o chestie la limita legalității. Bine, pentru un post de televiziune care nu are foarte mult produs sau propriu, ca să zic. Bun, au făcut diverse show-uri, moldovenii au talent, da sau nu, la care au investit bani foarte mulți pentru ca să inviți o vedetă din România sau de unde o fi invitat ei acolo, să facă un concept, să modernizeze studioul în care au avut loc. Au mai avut și niște gen de reality show la un moment dat. La televiziunea Prime, din câte eu pot să presupun, iarăși trebuie luată în considerație faptul că pentru retransmisiunea propriu-zisă a postului rusesc de televiziune, ei oricum, în baza contractului, trebuie să plătească. Eu cred că postul de televiziune Prime ar fi, din câte estimativ, un post care își asigură sursele necesare din publicitate, cu excepția programelor pe care ei le-au lansat. Eu nu cred că asta e suficient, pentru asta au fost nevoie de injecții financiare din partea proprietarului, pe care le-a făcut cu bună știință, pentru că a fost partea unui scenariu de a atrage și mai mulți telespectatori și potențial votanți, pentru că dacă să ne aducem aminte la ce fel de show-uri a fost da sau nu, acolo tot timpul venea Fundația Edelweiss și transmitea câte ceva. Deci afirmația sau cel puțin estimarea ar fi că există posturi de televiziune care trăiesc în proporție cea mai mare din venituri din publicitate, dar sunt și altele care... unicul post de televiziune care ar putea, deși nici aici nu sunt sigur, să-și acopere 100% toate cheltuielile. Probabil că există și alte posturi de televiziune care, de exemplu, au câteva surse de venituri. Și posibil că contribuția proprietarului și în proporție de 30-40% chiar mai mare. Pentru că asta e investiție pe care ei o văd ca pe o investiție. Am înțeles. Haideți să întoarcem într-adevăr cu datele probleme inițiale. În momentul în care va fi introdusă această restricție pentru retransmiterea posturilor de televiziune care fac parte din țările care nu au ratificat acea convenție pentru televiziunea transfrontalieră. Care ar putea să fie acele posturi de televiziune care ar putea să fie afectate în mod direct? Pentru că nu au un produs autohton suficient. Vorbim, într-adevăr, despre ProTV, da? Vorbim despre TV7, vorbim despre RTR, vorbim despre RUTV, vorbim despre Первый Канал, da? Prime, Первый Канал. Sau acum, ei au suficiente produse autohtone? Ei acum, în acest moment, nu au necesarul pe care ei îl spun. Dar un pic așteptăm. Asta e un pic altă problemă. Deci ar putea să fie vreo 3 sau 4 televiziuni afectate de aceasta. Da. Și atunci, dacă ne uităm pe sursele de venit din publicitate pe care ei, acum, la momentul actual, recepționează, sumele acestea de venit, probabil că vorbim despre, dacă nu greșesc, putem și să calculăm, da? Dar sumele importante, deci, de exemplu, dacă deci ne uităm 17%, cam vreo 30-40% din sursele acestea din publicitate ar putea să fie redistribuite. Te rog frumos să iei în calcul și sursele de la Moldova 1. De acord. Pentru că Moldova 1 tot prin acest proiect va fi privat. Hai să punem cu Moldova 1, lăsăm un pic la o parte, doar ne uităm la impactul asupra actorilor privați. Că acolo puțin complici problema. Eu înțeleg că așa, dar un pic complici cu problema pentru mine, să înțeleg. Deci în sens
sensul acesta, probabil că vreo 30-40% din piața publicitară, resursele, vor fi redistribuite către ceilalți. Vor trebui să fie redistribuite și atunci se va porni marea bătălie pentru aceste, nu știu, 10 milioane de euro sau câte ori însemnând aceste 30% sau mai mult chiar. Și atunci, bineînțeles că în bătălia pentru aceste sume importante, foarte mari pentru Republica Moldova, intră argumentele pe care intră în bătălie casele de publicitate, cu argumentele lor. Casa media care poate să-ți ofere în acest moment câteva posturi cu acoperire națională, Sergiu. Da. Casa media oferă posturi cu acoperire națională prime, conform datelor CCA, au acoperire națională. Legea spune că dacă ai mai mult de 60% de acoperire, intră în categoria celor cu acoperire națională. Prime, canal 2 și canal 3. Astea sunt posturi care au acoperire națională în acest moment, pentru că proprietarul acestor a avut grijă, omul și-a tot cumpărat, a agonisit frecvențe mici peste frecvențe și s-a creat acest trust. Și acum haideți să ne închipuim, să-i ipotetic, da? Că suntem la o masă de negocieri, sunt 10, 15, 20 de milioane de euro aici și tu ești Casa Media și eu Alcasar, care retransmite TV7 și încă ce post mai transmite, mai retransmite TNT Bravo, da? Da, da. Dar gestionează fluxul de... Acum, eu, tu ca și Casa Media vii cu argumente că eu de fapt îți dau 3 televiziuni cu acoperire națională, cu target foarte divers. Eu, ca Alcasar, pot să-ți ofer TNT Bravo, care e mai mult tineret acolo și mai mult cu Domn Dvaș sau ce mai văd ei acolo. Sigur că lucrurile sunt discutabile, eu doar am hiperbolizat situație, dar la cântar, oricum, Casa Media va fi în câștig. Am înțeles. Și ce efect va produce atunci acest rearanjament, redistribuirea sumelor din publicitate către actori cei mai ponderați? Aceasta va carteliza și mai mult, va întări pozițiile dominante unor posturi de televiziune și va reduce din pluralitatea prezenței în spațiul public a posturilor de televiziune? Absolut sigur, deoarece în situația în care că noi putem să vorbim, să idealizăm orice, putem să discutăm despre dorința nestăpânită a unor jurnaliști de a spune adevărul. Până la urmă, dacă nu ai bani ca să produci un reportaj, o emisiune, nu ai ce să faci cu această dorință a ta de a spune adevărul. Poate doar să-ți tragi un blog și spui acolo tot ce vrei. Sau pe internet să emisi. Da, păi asta zic, dar dacă vrei să lucrezi la o televiziune și această televiziune să fie una modernă, mai ales că acum concurența este acerbă în televiziune, este o competiție foarte dură de idei inovative și oamenii aplică tot felul de tehnologii care să atragă interesul publicului, pentru că publicul ușor pleacă și din televiziuni, că din ziare a plecat de mult, dar din televiziuni pleacă ușor, să sperăm că în internet, deși eu am impresia că pleacă în niciunde, știi? În rețele de socializare. Oamenii rămân și se prostesc în tot ce vrei, numai nu încearcă să se documenteze. Și dacă să mergem pe ideea asta, pe această redistribuire, micile companii de televiziune își vor dori întotdeauna să aibă un protector, cineva care să-i apere, să-i asigure cu niște fluxuri financiare mai mult sau mai puțin acceptabile ca să-ți asigure o viață de zi cu zi. Și atunci, cartelul care și așa e mare, va tot crește. Pluralismul media, care și așa e destul de mic, se va îngusta. Întrebarea mea, costă, ar fi justificat să facem această mișcare, adică să reducem, ca o întrebare filozofică, dar deodată de foarte pragmatică, ce este mai important, să ne protejăm de propagandă? În general, întrebarea aceasta este etică una sau nu? Să ne protejăm de propagandă din detrimentul pluralismului de opinie în Republica Moldova? Sau sunt aceste două aspecte sau două obiective reconciliabile? Ele sunt compatibile? Sau nu trebuie să punem întrebarea în sensul acesta în general? Eu cred că nu trebuie să punem întrebarea, așa, să punem aceste lucruri împreună, pentru că ele sunt atât de contradictorii. Dar ambele sunt importante. Ambele și dacă observi, cei care promovează cel mai mult această idee, cei de la Partidul Democrat, ei le pun aceste ouă în același coș. Deci pentru ei, dacă ți-aduce aminte, noi am criticat foarte mult prevederile absolut aberante pe care le-au inclus ei acolo cu sursele de informație, cu... Da. Prima parte a legii nici nu se vorbește într-adevăr. Deci ei acum sunt de acord să scoată tot, cu două excepții. Una, propaganda. Doi,
produs autohton. Deci pentru ei nu se discută. Ei sunt gata să facă toate concesiile posibile. Numai astea două nu. Pentru că în realitate, dragul meu, Sergiu, pentru dânșii nici propaganda nu contează. Pentru dânșii contează produs autohton. Tocmai pentru asta, tu când ai spus să vorbim soluții, eu nu cred că asta e o soluție antipropagandă. Asta e o încercare de redistribuire a banilor pe piața de publicitate și a influențelor pe piața media. Pentru că cineva își dorește cu tot din adinsul să controleze chiar tot ce mișcă în țara asta. Iar propaganda este un paravan frumos pentru o anumită parte a acestui. Am înțeles. Am pe înțeles. Care ei o folosesc tot în sensul manipulator, așa cum am făcut-o și am anumit. Înțeles. Eu până acum am tras două concluzii importante. Unul, într-adevăr, cum am vorbit în prima parte a emisiunii, într-adevăr, contează să menținem spațiul nostru și să existe totuși. Este acest obiectiv unul legitim, să protejeze spațiul autohton de influențele excesive, să spunem așa. Pe de altă parte, este un alt obiectiv extrem de important, să realizăm un pluralism mediatic adevărat. Să nu permitem concentrarea televiziunilor și influenților, dar nici a publicității comerciale. Eu înțeleg că tu ai spus un pic, soluțiile sunt foarte dificile, dar hai să ne gândim care ar putea să fie aceste soluții pentru a acomoda ambele obiective, pentru că ambele sunt importante. Și ai spus și tu, și eu sunt de acord în sensul acesta, nu putem din contul unui obiectiv să maximalizăm celălalt obiectiv. Deci ambele sunt extrem de importante, pentru că dacă nu le punem în valoare, atunci ar putea să fie anumite efecte negative asupra opiniei publice și dezvoltării democrației. Totuși, hai să ne gândim, să forțăm această gândire a noastră pe zona de soluții. Ce am putea să facem? Sau care ar fi aceste soluții? Eu sunt absolut convins că pe segmentul de protecție a spațiului informațional sunt lucruri mult mai bune care pot fi aplicate decât cele propuse. Care sunt acestea? Și noi vom insista să se meargă anume pe această idee, deoarece interdicția în sine nu va soluționa nici pe departe problema. Acum am și glumit astăzi la un eveniment public, ce ne facem dacă Federația Rusă de Teama Moldovei ratifică Convenția exact. Europeană pe televiziunea transfrontalieră. Acum, nu este asta o soluție cu siguranță. În plus, nu este nici prevăzută nici posibilitatea televiziunilor din nișă, este o problemă cu ele și televiziunilor bune americane, nu sunt foarte multe televiziuni bune americane, dar unele din ele se poate fi receptate aici în Moldova și există și problema cu vorbitorii de limbă rusă, care trebuie să ne gândim la ei, pentru că ei, dacă îi lăsăm pe ei în continuare mreaja acestei dezinformări și informații manipulatorii, deci noi nu o să avem niciodată un stat ca lumea în Republica Moldova în care oamenii să gândească progresiv în sensul în care să se dezvolte și să trăim cu toții mai bine. Nu să încercăm să ne trăim toată viața cu gândul la ce a fost timpul Uniunii Sovietice. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că, bineînțeles că trebuie să fie aplicate mecanisme de protecție. În primul rând trebuie să înțelegem foarte clar ce este propagandă și ce este jurnalism. Pentru că lucrurile, când îmi solicită diferiți colegi sau alte persoane să explic ce este propaganda, este antonimul jurnalismului, de fapt. Jurnalismul este ceea ce informează obiectiv și cât este posibil de echidistant, pentru că nu poți, în unele cazuri chiar nu poți fi echidistant 100%, dar cât de obiectiv trebuie să fii. Există coduri deontologice, există etica profesională, deci cei care se ghidează de lucrul ăsta sunt jurnaliști. Cei care nu fac lucrul ăsta poate sunt agitatori sau manipulatori sau iată și propagandiști în cazul Federației. Absolut de acord. Deci este foarte clar, este foarte limpede că legislația trebuie să ofere până la urmă o definiție a ceea ce este propagandă. Iar în funcție de această definiție, CCA, care eu cred că este unicul mecanism și unica structură căreia trebuie să se ofere abilitatea aceasta și dreptul, în primul rând trebuie să-i se atribuie mai multe drepturi, dar și mai important decât asta, să fie scos totalmente de sub influența politicului, pentru că sunt dirijați și ei ca și niște păpuși pentru a lua anumite decizii. Deci CCA trebuie să aibă dreptul de a aplica interdicția fie printr-o decizie care ar fi luată după aplicarea unui set de alte sancțiuni, fie printr-o decizie judecătorească, CCA să solicite instanțe judecătorești, să fie interzise temporar anumite emisiuni.
nu susțin ideea interzicerii unor posturi în totalitate, ci a unor anumite emisiuni după niște monitorizări pe care le-ar efectua CCA, iar aceste monitorizări ar demonstra că în această emisiune există o tendință de propagandă, o tendință de manipulare informațională. Dacă acest lucru este făcut, este documentat, avem factual dovezi, și mai bine ar fi să se facă monitorizări paralele, CCA și societatea civilă. Și anul trecut, de fapt, am avut un exemplu de acest fel, când și CCA și societatea civilă au monitorizat în aceeași săptămână aceleași produse și concluziile au fost aceleași, ceea ce a arătat că ambele părți sunt de bună credință, în general, și CCA au avut și o mai mare credibilitate, chiar dacă a fost foarte dur contestată de anumiți actori interesați. Exact. Spuneam, CCA ar trebui să aibă acest drept. Și apropo, lucrul ăsta se întâmplă în foarte multe țări ale lumii. Nu înțeleg de ce la noi se au existat aceste aproape isterici că CCA-ului se atribuie prerogative hipermari. Eu cred că CCA-ul trebuie să aibă prerogative mult mai mari decât. Am reținut. Discutăm imediat și partea cealaltă, cum asigurăm un pluralism mai mare și comercial, dar totuși la ceea ce ai propus tu. În opinia mea, ceea ce propui tu e foarte interesant. Eu încerc acum să avem o discuție constructivă și cu alternative. E o măsură care este post-factum. Adică a fost o perioadă de timp, de exemplu, un an sau jumătate de an de acțiune a acestei televiziuni sau acestor emisiuni propagandistice, ulterior ce a intervine și interzice pentru o perioadă de 6-7 luni. Tu nu ai vedea și posibilitatea, complementar la ceea ce ai spus tu, CCA o să aibă posibilitatea și să, în momentul în care un post de televiziune din altă țară solicită, sau un agent comercial de aici, din Moldova, solicită retransmiterea unor programe sau unui post de televiziune, CCA o să aibă dreptul acesta să evalueze o perioadă de timp, de exemplu 3 luni, se vadă, dar nu cumva vine un actor foarte de ăsta. Foarte bună idee. Nu ca complementar la ceea ce. Intoxicație mediatică, încă una la câte le avem. Este o idee foarte bună. Complementară la ceea ce ai spus tu. Da, eu chiar okay. O să, da, cu permisiunea ta o să iau ca să o promovez. A fost generată în discuție comună. Pentru că îmi pare un mecanism care ar putea să funcționeze. Până la urmă, indiferent, poți vii să pretinzi să retransmiți, nu știu, orice, Al Jazeera, cu toate că Al Jazeera nu este cel mai prost post de televiziune din lume. Dar asta doar așa ca un exemplu. Deci să fie bun CCA, o să vadă ce ne aduce nouă pe piață, ce vrea să ne aducă pe piață această persoană, acest radiodifuzor local care, cine știe, poate el are niște interese sau poate chiar își dorește să destabilizeze situația din Moldova. Sau ok, acum hai să încercăm să generăm niște soluții pe partea a doua. Cum nu admitem momentul în care, de exemplu, să vă produc anumite efecte de plecare sau de punerea unor obstacole pentru unele posturi de televiziune? Să imaginăm acest scenariu. Cum asigurăm în continuare, pentru că și acum există această concentrare excesivă a caselor de distribuție a publicității, pe de altă parte și a televiziunilor care sunt intrinsec cumva cartelizate sau legate. Cum asigurăm pe zona aceasta pluralism mai mare? Care sunt ideile tale, soluțiile pe care le propui? Acum, lucru care poate fi făcut și, apropo, societatea civilă a făcut și un fel de foaie de parcurs pe care ar trebui să o întreprindă, să o urmeze autoritățile pentru a asigura un mai mare pluralism. Pentru că noi, când vorbim cu tine despre această concentrare, este vorba de pluralism extern, lipsa acestuia, dar este și o mare, foarte mare problemă cu pluralismul intern în fiecare televiziune, pentru că noi putem să punem în aplicare aceste măsuri anticoncentrare, să zicem cineva să nu aibă dreptul la o mai mare cotă de piață. Așa. În același timp, la televiziunea acestui proprietar, noi o să vedem de dimineață până seara numai o singură voce. Și aici tot lucrurile trebuie privite în ansamblu. În opinia mea, aici este un câmp de lucru comun al autorităților și asociațiilor de profil, pentru că aici intervine și chestiuni care țin direct de etică și deontologie profesională. Însă pentru asta ar trebui ca o masă critică de radiodifuzori, de redacții în general, de mass media în general, să-și atribuie deontologie profesională. Și la noi lucrul ăsta abia este în stare incipientă. Ce pot să facă autoritățile? Ar trebui să stimuleze pluralism. Pluralismul prin niște programe de susținere a produselor autohtone. Exact, asta am vrut să spun. Prin niște suport pe care ar putea fi oferit de către stat
sau de către stat și partenerii de dezvoltare. Sunt absolut convins că pentru asemenea idei vor putea fi găsite surse pentru a stimula pluralismul, pentru a stimula emisiuni de responsabilitate socială, că noi asta și asta, și asta problemă avem pe media, sunt televiziuni care transmit doar știri despre interesele unui grup îngust de oameni, care chiar dacă au acoperire națională, totuși nu, la figurat vorbind, nu ies din găua aceasta lor. Deci ei povestesc de la A la Z sau de la Z la A despre interesele unui grup minoritar și nu se răsfrângă asupra interesului public în general. În același timp este și aici și CCA-ul poate să intervină, pentru că legea Republicii Moldova, codul audiovizualului, obligă radiodifuzorii să asigure pluralismul de opinii. Și dacă să ne aducem aminte celebrul caz NIT, ei au fost până la urmă lipsiți de licență tocmai pentru faptul că nu au asigurat pluralismul de opinii. Cât de justificată a fost această decizie, nu discutăm acum, dar a fost un exemplu când sancțiunile au fost aplicate de CCA ca mecanism de ca autoritate de reglementare. Ok. Petru, eu mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Eu cred că încă nu s-a epuizat, pentru că pe partea de soluții cred că am putea să ne gândim mai mult, în special pe partea financiară. Vreau să spun pentru cei care ne privesc că această emisiune a încercat să răspundă la câteva întrebări. Unu, dacă proiectul de lege care este discutat în ceea ce privește interzicerea propagandei este unul adecvat sau are anumite efecte adverse asupra monopolizării, cartelizării excesive în spațiul mediatic în Republica Moldova. În primul rând am generat câteva soluții. Prima, în ceea ce privește rolul mai sporit a CCA-ului, în ceea ce privește evaluarea prealabilă, dar și cu potență de a aplica anumite sancțiuni ulterior. Și am încercat să explorăm tema aceasta de asigurarea capacității mai mari a instituțiilor publice și a societății civile pentru a monitoriza în ce măsură sunt aceste înțelegeri de cartel și integrări pe orizontală între cei care vând publicitatea și cei care produc. Și se pare că în sensul acesta trebuie să mai discutăm, să găsim soluții. Concluzia cea mai importantă pentru mine a fost că aceste ambele obiective sunt de aceeași valoare, nu poate fi din contul unui obiectiv să maximalizăm interesul celuilalt obiectiv. Ambele sunt importante, soluțiile trebuie să găsesc în cea mai mare parte pentru a acomoda ambele obiective în aceeași măsură. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați vizionat și ne vedem mâine la aceeași oră cu un alt subiect interesant. Vă mulțumesc!